Partidul Democrat a trimis scrisori liderilor PAS și PPDA cu invitația la dialog pentru a forma o coaliție de guvernare. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele PDM Vladimir Cebotar în cadrul unui briefing de presă. O frână pentru dezvoltare. Potrivit lui Cebotar, declarațiile categorice ale liderilor PAS și PPDA și lipsa unui răspuns din partea acestora arată că cei doi sunt încă în febra emoțiilor electorale. În același timp, Cebotar a menționat că din acest motiv există riscul ca în decurs de un an Republica Moldova să rămână fără un guvern, iar acest lucru ar putea speria investitorii, dar și partenerii externi. Mizăm pe maturitate și responsabilitate, pentru că așa trebuie, sau de o astfel de clasă politică, trebuie să beneficieze sau să aibă cetățenii noștri. Numai rațiunea, gândirea la rece, ne poate face pe toți să găsim acel consens necesar pentru construirea unei coaliții cât mai largi de guvernare. Democratul a mai declarat că în cazul în care liderii blocului acum vor renunța la negocieri, PDM intenționează să discute posibilitatea creării unei coaliții cu fiecare deputat în parte. Potrivit lui, PDM este deschis pentru negocieri cu toate formațiunile politice, însă pe primul loc, în prioritatea democraților, se află anume blocul acum. Amintim că pe 21 februarie, candidații din partea blocului electoral au semnat un angajament față de cetățeni în care se spune că nu vor face nicio alianță. Statele Unite ale Americii felicită printr-un comunicat cetățenii Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală și câștigătorii alegerilor parlamentare din 24 februarie. În același timp, SUA îndeamnă liderii din Moldova să se miște rapid pentru a forma un nou guvern care să respecte voința alegătorilor. Salutăm evaluarea OSCE cu că alegerile au fost competitive și în general au respectat drepturile fundamentale, se arată în mesajul Departamentului de Stat american. Pe lângă îndemnul de a se mișca cu pași rapizi pentru a forma un nou guvern, Departamentul de Stat al Statelor Unite recomandă autorităților să investigheze afirmațiile de presupusă mituire a alegătorilor, dar și alte abateri. La fel, conducerea țării ar trebui să ia în considerare recomandările OSCE ale Comisiei de la Veneția și altor organizații internaționale pentru viitoarele alegeri. Amintim că alegerile au fost recunoscute de către misiunea OSCE de observare a scrutinului de observatorii Parlamentului European al Institutului Republican Internațional din Statele Unite, dar și de alte organizații regionale. Aproximativ 61 de milioane de lei vor fi alocați pentru plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale și regionale. Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de 68 de organizații. Potrivit hotărârii, țara noastră va achita cota de membru la 5 organizații parlamentare, 56 de organizații internaționale și 7 organizații din cadrul CSI. Cei mai mulți bani vor fi distribuiți Consiliului Europei, 7 milioane de lei, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 4,5 milioane de lei, Organizației Mondiale a Sănătății, 4,9 milioane de lei și Adunării Interparlamentare CSI, 3,2 milioane de lei. În nota proiectului se menționează că onorarea angajamentelor financiare față de organismele internaționale și regionale la care Republica Moldova este parte este un obiectiv important în procesul de promovare a politicii externe și a imaginii pozitive a țării ca partener credibil. Ministerul Finanțelor a mai menționat că îndeplinirea acestor obligații reprezintă și o sarcină importantă în dezvoltarea potențialului de cooperare existent cu structurile internaționale în diverse domenii. Orheienii încep primăvara cu surprize. Familia Partidul Politic Șor a surprins în mod plăcut toți locuitorii orașului. Astăzi, pe străzile Orheiului, tinerii din echipa partidului oferă în dar câte o mărțișor fiecărui trecător. Nici nu ne putem închipui data de 1 martie fără șnurul împletit în alb și roșu, așa au spus cei din echipa partidului Șor. Acest gest frumos a fost organizat pentru a aduce zâmbete și fericire pe chipurile oamenilor și pentru a le demonstra locuitorilor că frumosul există. Într-o această zi frumoasă de primăvară cu soare, noi am venit să felicităm oamenii cu începutul primăverii și totodată să-i aducem aminte de tradițiile noastre frumoase moldovenești. Dăruim oamenilor câte un mic mărțișor cu sosirea prima zi de primăvară, le dăruim o zi bună, le dăruim ca acest mărțișor să le aducă o zi cât mai bună și o viață cât mai frumoasă.
Locuitorii orașului Orhei s-au arătat mulțumiți de acest dar extraordinar de frumos și nu au ezitat să mulțumească la rândul lor partidului politic Șor. Oamenii spun că această tradiție atât de frumoasă are rădăcini adânci și sunt bucuroși că acest obicei mai este păstrat în Republica Moldova. 1 martie, ziua primăverii, pe care felicit pe aceste doamne frumoase. Gestul este foarte frumos, așa trebuie să fie, așa trebuie să procedăm noi moldovenii, deoarece mărțișorul dintotdeauna a fost cel mai lucru sfânt în casele noastre. Primăvară, Partidul Șor, nou, trăiască Partidul Șor! Sigur că nu am așteptat așa ceva, dar sunt surprinsă și mulțumesc. Dar sigur că se păstrează, cum se păstrează dacă vedeți că zeci, sute de oameni poartă mărțișorul în piept și în afară de asta se vând la fiecare colț. Mulțumim, e plăcut pentru fiecare, în deosebire pentru o femeie. Revirea naturii simbolizează dragostea, simbolizează totul, frumusețea. Mărțișorul, micuțul obiect prins la piept, este un simbol al renașterii naturii odată cu venirea primăverii și al speranței, fiind dăruit celor dragi pentru a le aduce noroc. Mărțișorul se poartă până la sfârșitul lunii martie, după care pe 1 aprilie este agățat de creanga unui pom. Artiștii din 12 țări vor evolua la Chișinău în cadrul celei de-a 53-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, care va fi inaugurat astăzi la Palatul Național Nicolae Sulac. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, iar ce surprize îi așteaptă pe vizitatorii spectacolului, aflați în subiectul ce urmează. Ediția din acest an va cuprinde 47 de spectacole muzicale de toate genurile. Dintre acestea, 22 de concerte vor fi organizate pe scenele din 13 raioanele țării. Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc, a anunțat astăzi artiștii și colectivele care vor evolua în cadrul ediției din acest an. Mulți dintre ei personalități marcante în muzica internațională. Și vorbesc aici și despre Goran Bregović, vorbesc aici și de bunii și dragii noștri prieteni români de la Holograf. Avem de asemenea concerte foarte interesante, promovate și de tinerii noștri artiști. Vom avea și coreografie, o coreografie academică. În cadrul festivalului va fi organizat și un concert dedicat iubitorilor de chitară. Anul acesta vom prezenta un program care se numește Chitara de la Classic la Rock. Deci vor fi invitați trei muzicieni valoroși din Rusia care prezintă un astfel de program. Un lucru inedit în acest an este trofeul Festivalului Mărțișor, care va fi înmânat tuturor participanților din străinătate. Este executat extrem de elegant și are simbolul Festivalului Mărțișor. Mărțișor este cel mai longeviv festival și unul dintre cele mai importante evenimente cultural-artistice din țara noastră. Festivalul se va desfășura în perioada 1-10 martie. După datina străbună, 1 martie vestește începutul primăverii, având ca simbol mărțișorul, simbol al purității, păcii și belșugului pe pământ. Probabil așa a vrut natura ca la început de mărțișor să se nască Nica lui Ștefana Petrei, pe care astăzi îl considerăm cel mai mare povestitor al neamului românesc. Poftiți la șezătoarea noastră! Este o frumoasă tradiție de a organiza la începutul lunii martie evenimente care constituie un omagiu lui Ion Creangă, unul dintre cei mai cunoscuți povestitori din literatura română. În legătură cu acest eveniment, copiii de la grădinița numărul 2 din Orhei au pregătit o șezătoare literară, unde au fost invitate îndrăgitele personaje crengiene din Punguța cu doi bani, Fata Babei și Fata Moșneagului și Ursul Păcălit de Vulpe. Pe parcursul șezătorii, copiii au mai interpretat cântece de glumă, fiindcă, când lumea glumește, se veselește și lucrul sporește. Copiii s-au întrecut la spus proverbe, zicători și expresii populare. Mor, mor, mor! Că Dumnezeu e mai mare și ne vede pe fiecare. Cucuri, ia uitați-vă ce-a găsit în cale. Cucuri, gugu! A plecat, dragii mei, pe jos la muncă. Astăzi am derulat o șezătoare din poveștile lui Ion Creangă.
Alexandra Bucățele activează în această grădiniță în funcție de educatoare de 18 ani. Organizând șezătorile tematice, dumnea ei încearcă să prelungească tinerețea spirituală a tradițiilor noastre. Am derulat o șezătoare cu genericul "Vă poftim la șezătoare după urmele lui Ion Creangă". Am făcut această activitate publică pentru a dezvolta dragostea față de plai, față de tot frumosul care îi înconjoară pe copii. Astăzi, 1 martie, se împlinesc 182 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, scriitorul pentru copii între 7 și 90 de ani, un clasic al literaturii române remarcat prin maestria poveștilor și basmelor sale, cel mai escusit, cunoscut și admirat povestitor pe care l-a dat acest neam. Odată cu venirea primăverii s-a născut și marele maestru Eugen Doga, un compozitor de talie universală care ne-a făcut cunoscuți în lumea întreagă. Astăzi, pe 1 martie, maestrul împlinește 82 de ani, iar colegii noștri de la Bună Dimineața Moldova au mers în vizită la marele maestru pentru a-l felicita cu această ocazie. Profund emoționat, Eugen Doga a mărturisit că această zi pentru el simbolizează mai întâi de toate chipul mamei, gingășia și dragostea. Primăvara s-a început aici, uite, în grădină, uite ghiocei, uite ce de frumos a ieșit și uite, îi dau din cap, uite că ce salută și eu sunt mulțumit, da, s-a început. Ca de obicei. Cine așteptat să vină azi la dumneavoastră? Cine vine? Veni sora, fratele, vom sta aici în salon, vom pune portretul mamei, aprinde lumânarea. În fața pământului nici flori nu sunt atâția cât merită mama. Cu siguranță. La fiecare din noi, cea mai scumpă ființă de sigur este mama. Păi ce poate fi mai scump ca viața? Ne-a dat viață. Vă mulțumesc că doresc la toată lumea, tot și este vorba de prima zi a primăverii. Eu aș dori ca fiecare din voi să simtă acest anotimp, această primăvară, această căldură care o așteptăm și care trebuie neapărat să vină la fiecare din voi, în inimile voastre, în casele voastre, în familiile voastre. La mulți ani! Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de până la această oră. Eu vă dau întâlnire la ora 19 la un nou buletin de știri. Zi reușită să aveți! Pe curând! Magazinele sociale Merișor anunță lansarea programului